Salutare și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Acum câteva zile m-am hotărât să fac un experiment. Să instalez un motor de hoverboard pe o bicicletă de fitness și să văd cât curent poate să producă, câți volți, câți amperi și la ce durație. Am construit un suport foarte simplu, din țeavă pătrată de oțel, pentru a susține motorul. Bicicleta de fitness nu are nevoie de nicio modificare. Suportul motorului se instalează în locul roților de transport ale bicicletei. Motorul se poate îndepărta foarte ușor, iar bicicleta poate fi folosită pentru scopul ei inițial. Pentru ca motorul să aibă aderență pe roata bicicletei, am folosit un arc între suportul construit și cadrul bicicletei. Motorul de 36V și 350W de la Hoverboard produce curent alternativ. Am lipit cele trei fire ale motorului la o punte redresoare recuperată de la un alternator auto defect. Am obținut astfel curent continuu. Fără sarcină sau cu o sarcină foarte mică, motorul se învârte foarte ușor și astfel am putut obține până la 60V. Am conectat apoi un controller pentru celule fotovoltaice și o baterie auto de 12V. La un ritm lent de pedalare am obținut între 3 și 5 amperi și 14V. Am verificat turația cu ajutorul unui tahometru și la 600 de rotații pe minut am obținut între 10 și 11 amperi și 16V. Eu nu am o condiție fizică extraordinară și la 10 amperi mi-a fost foarte greu să mențin ritmul. Motorul se învârte mult mai greu, deși pedalarea nu este foarte rapidă. Un biciclist profesionist sau o persoană cu o condiție fizică mai bună s-ar descurca probabil mult mai bine. Thank you.
Dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați să vă abonați și să dați un like. Mulțumesc pentru vizionare!